Da. Bună seara, domnule. Bună seara, doamnă. Vă telefonează de la Diaspora Media. Diaspora Media, da, de unde e? Și permiteți-mi să vă felicit cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere. Să aveți parte. Ușor. Diana, tu ești ușor. Doar de fericire. Și absolut de orice. Ce faceți acum? Da, ce fac? Cum faci tu? Și cum, și cum sunteți? Cam rebatul, ați treabă. Vă simțiți fresh? Da, fresh, pe fain germană, nu înțeleg. Și cu cine sunteți? E cu Diana Rotaru. Nu, ea este Romina. Ea este Romina. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Ce faceți, domnule? Usca. Faci brutal. Hai să vorbim, hai să vorbim așa la fiecare trei cuvinte, câte un a. Sunteți de acord, domnule? Domnul Ion. Nu, cu e. Cu e. Hai, hai. Noi bărbații, dar Diana a. Diana lasă cu a. Ce nu faci, mă? Domnul Ion, cum vă simțiți? Direct în sunet. Foarte bine. Aveți o sărbătoare mare acolo. Dobre. Cât sunteți? Sunt. Mai puțin sunteți, da? Uitați, avem o felicitare pentru dumneavoastră acum. Deci sunteți gata? Nu vreau. Nu sunt. Nu, ea face doar la cei pe care îi cheamă Ion. Atenție, noi spunem felicitarea că e lungă, da? Hai, ascultăm tata, da? Așa, ascultăm, da. Salut, aș vrea să-l sunați pe tata, să-l felicitați cu ziua de naștere, dragul nostru și iubitul tătic. Te felicităm cu ocazia zilei de naștere și vrem să-ți dorim numai lumină în suflet, dragoste mare în inimă, fericire permanentă în succes în casă și succes în afacere, optimism și bunăstare. Te iubim și te prețuim enorm. Fii sănătos și fericit, tăticule. Din partea copiilor Ion și Valeria. Iată mesajul. Ai mai primit așa felicitări, tata? Așa e când... Așa e când... partea amante și de atâta ani de te... Domnul... Din partea copiilor vă mulțumesc. Din partea la copii, să știți, din partea la copii. Eu n-am știut la copii, am zis din partea amante. Amanta dumneavoastră, Diana Rotaru, se odihnește, își păstrează energia. Diana Rotaru... Diana, zi bună seara, Lunea Ion. Nea Ion, să fii tânăr mereu, să fiți tânăr, așa vă vrem. Tu, Diana, să nu îmbătrânești.